Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu Viață Împlinită. Astăzi vom întreba din nou cărțile dacă persoana la care vă gândiți vă iubește, pentru că aceste sentimente se schimbă automat, se mai schimbă și semnificația cărților și astfel trebuie să mai revenim și să mai întrebăm. Tot timpul trebuie să fie o constanță în raport cu lucrurile care s-au schimbat sau se schimbă în viața noastră. Pe lângă asta vreau să vă mai anunț referitor la oferta mea. De primăvară vedeți și pe blogul meu, îl găsiți în descrierea clipului, toate analizele, raport de compatibilitate, analiză pe misiune personală, ce va urma, care include și tranzite planetare, nu numai analiză tarot, toate sunt foarte structurate, sunt la până la 75% reducere. Așadar, costă foarte puțin. Vom face ceva special astăzi, pentru că nu doar vom întreba cele trei seturi de cărți, ci vedeți aici o cană de cafea din ceramică cu bilețele, culoarea pixului folosită pentru a le scrie, însăși cana și culoarea ei sunt alese deloc ilogic, tocmai că a fost o logică în toate și nu numai o logică, ci și o profundă intuiție. Am simțit impulsul și energia de a face un astfel de videoclip ca să aflăm ceva substanțial. Și după cum vedeți, bine, după cum o să vedeți, în aceste mesaje există de asemenea o ordine, adică sunt 11 bilețele și aici e un număr ales tocmai pentru că este un număr cu conotație mistică, rezultatele pozitive și negative plus cele posibile sunt împărțite în marje egale, deci proporțiile sunt egale, da, nu, posibil, te visezi, adică toate sunt calculate și gândite în proporții egale, astfel încât la cele trei alegeri să rezoneze cât mai mult. O să alegem la sfârșit bilețelul. Deocamdată vreau să alegeți 1, 2 sau 3 și ulterior voi alege eu din acea cană și bilețelul cu răspunsul exact la întrebare. Aveți în vedere totuși că e posibil ca informația să nu rezoneze cu totul. Eu încerc să ajung măcar, chiar dacă ajung la mai puțini dintre voi, dar să ajung cu mesaje cât mai clare. Haideți să ne mai întindem vorba, alegeți 1, 2 sau 3. Nu vedeți, nu au nicio culoare, nimic, toate sunt la fel. Concentrați-vă intuitiv ce simțiți că vă atrage cel mai mult. Puteți să puneți pe pauză și începem cu varianta numărul 1. Unde avem așa? Roata destinului, asul de monede și zecele de cupe. Trei cărți puțin spus frumoase. Avem citirea se deschide cu o arcană majoră și încă una dintre cele mai relevante, iar sensul ei este înspre un as de monede, ceea ce înseamnă un nou început, un început pe baze solide și după cum vedem în continuare, zecele de cupe ne arată o familie fericită sub un curcubeu care semnifică succesul, iubirea, avuția, copii alături și deci e posibil să se facă și planuri în mintea persoanei acesteia să-și creioneze, pentru că zecele de cupe cumva se referă și la anumite iluzii pe care le proiectăm, deci persoana la care vă gândiți nu numai că vă iubește și va veni cu o ofertă concretă, asul de monede, dar proiectează chiar la nivel de căsătorie sau concubinaj sau vrea și copii cu dumneavoastră. Deci, oricum, își ilustrează în minte un scenariu cu totul ferice alături de dumneavoastră. E o citire foarte frumoasă și vă felicit. Vedeți, avem 2-10. Am impresia că dumneavoastră ați așteptat destul de mult după această persoană. E posibil chiar să mai fi avut legături cu ea. Și acum să revină, roata destinului arată clar o reîntoarcere și o reîntoarcere cu un impact major, cu atât mai mult cu cât va aduce inclusiv noroc pe mai multe aspecte.
Posibil și chiar să fie vorba de un suflet geamăn, pentru că e cineva care se întoarce din trecut sau dintr-o altă viață și va aduce și succes și abundență. Deci nu se raportează totul strict la relație, ci inclusiv la chestii spirituale, fiind totuși Roata Destinului, care este o carte profund spirituală, karmică, în relație cu destinul. Uitându-mă la uniunea celor două personaje din Zecele de Cupe și cu Roata Destinului, mă gândesc la un cuplu chiar și de suflete pereche, suflete gemene, suflete pereche, ceva de genul ăsta, suflete karmice, deci perechi karmice sunt excluse pentru că rezultatul este totalmente pozitiv. Cei drept și între suflete pereche și mai ales la suflete gemene pot apărea întârzieri, conflicte, dar rezultatul final trebuie să fie unul frumos. Și chiar dacă se mai întâmplă lucruri rele, sunt neintenționate. La parteneri karmici, nu. Adesea, chestiunile negative dintre parteneri sunt produse cu intenție, voluntar. Foarte frumos aici, se pot spune mult mai multe, dar nu are rost să ne lungim din moment ce răspunsul este da, persoana la care vă gândiți vă iubește. Haideți să vedem acum un bilețel. Este acesta care ce ne spune? Bilețelul ne spune despre această persoană. Nu știu dacă se vede. Această persoană spune că este confuză. Dar am impresia că lucrul ăsta a fost în trecut. Da, lucrul acesta a fost în trecut, deci bilețelul vine plasat aici, înainte de Roata Destinului, dar este o turnură în destinul acestei persoane care o va aduce către dumneavoastră și va face niște pași atât de concreți încât ambii vă veți gândi automat la mariaj și la ceva de lungă durată. Deci persoana aceasta a fost confuză, probabil nu v-a ales din prima. Sau au fost anumite blocaje karmice care au trebuit să fie depășite, însă ele se depășesc chiar în momentul vorbirii, iar persoana aceasta va veni, se va întoarce la dumneavoastră cu o ofertă foarte bună și cu planuri mari de viitor. Felicitări! Etalarea numărul 2, unde eram așa? Câte mai amintesc? Da. Avem și aici o pereche foarte interesantă de șesari, de 2 de 6, care ne indică foarte mult că e vorba, adică tot dumneavoastră sunteți în prim plan. Am impresia că și aici este vorba de suflete gemene. Plus că îndrăgostiții ne vorbesc de suflete pereche. Deci aici este o legătură cu potențial spiritual profund. Avem 6 de monede, o carte extraordinar de bună. Vedeți personajul care ține o balanță în mână? Asta înseamnă că ceea ce oferiți și primiți în schimb, e vorba de reciprocitate. Persoana asta vă trimite foarte multe mesaje, aveți vești de la ea, vă ține în contact și este un contact pasional. Plus amoros, avem și aici o arcană majoră și 2 cărți pozitive din arcanele minore. E foarte frumos, îmi place. Într-adevăr, îndrăgostiții mai pot vorbi și de o alegere între 2 persoane pe care le iubește partenerul dumneavoastră. Însă celelalte 2 cărți sunt cu totul pozitive, plus vedem aici și la momentul prezent, și asta că sunt foarte, foarte multe legături și conexiuni între voi care sporesc pasiunea, vorbiți cu înflăcărare, vorbiți până la ore târzii, avem optul care se referă la universuri paralele. Deci, automat, persoana asta vine dintr-o altă viață sau dintr-un univers paralel, astfel încât să vă împlinească din punct de vedere amoros. Vă iubește cu desăvârșire, asta este sigur. Și vom alege acum și un bilețel care spune așa. Nu știu dacă se observă, scrie: vreau să clarific asta, te voi contacta.
Deci persoana aceasta este în contact cu dumneavoastră, ceea ce oferiți primiți, deci posibil să întrețineți deja și relații sexuale sau să fie o anumită camaraderie sau dacă sunteți și parteneri de afaceri să vă puneți la dispoziție tot timpul să și flirtați, adică să fie ceva frumos, însă da, așa cum am gândit Cartea Îndrăgostiților, s-ar putea să indice totuși să mai fie vorba de o altă persoană care a făcut ochi dulci partenerul dumneavoastră și e o mică confuzie, știți? Dar persoana asta este decisă să vă aleagă pe dumneavoastră și oricum să vă contacteze în continuare. Vedeți cum s-au potrivit? Vreau să clarific asta. Exact ce spun îndrăgostiții, te voi contacta, ceea ce ne spune optul de bâte. Deci s-au potrivit la fix. Și era normal să se potrivească pentru că eu nu mă înșel. Da, vă iubește cu desăvârșire. E posibil totuși să mai fie codița cuiva băgată între voi, dar persoana asta va are ca prioritate pe dumneavoastră, oricum se va decide. Dumneavoastră încercați să fiți cât mai deschis sau deschisă, nu proiectați îngrijorări sau chestii de genul ăsta, nu puneți presiune nici pe persoana respectivă, lăsați lucrurile să meargă de la sine și totul va fi bine. Pentru citiri detaliate, dacă vreți să știți inclusiv în funcție de cifrele numerologice ale destinului și a dumneavoastră și al destinului ei, care sunt potrivirile, cum ar trebui să vă purtați chiar și din punct de vedere sexual, vă pot ajuta cu chestia asta dacă mă veți contacta. Iar aici avem o citire proastă, din păcate. Avem zecele de bâte, Treiul de cupe și nebunul. Și vedeți, este o descreștere 10-3-0, nebunul însemnând un ciclu nou. Am întrebat cărțile dacă persoana la care vă gândiți vă iubește. Zecele de bâte ne indică faptul că a fost mult și este încă multă pasiune între voi. Și cu trei, este și dragoste, pentru că ne indică treiul de cupe, dar nu sunteți singurul sau singura în viața acestei persoane. Și la momentul de față sau în trecutul foarte apropiat, persoana la care vă gândiți a considerat sau consideră că e foarte greu. E foarte greu să ducă mai departe relația asta. Cumva poate vrea să o țină la un nivel prietenesc, treiul de cupe. Treiul de cupe, vedeți, ne vorbim și despre o anumită celebrare, sărbătoare, prietenie, dragoste și un trio. O relație cel puțin triunghiulară. Iar faptul că avem nebunul care înseamnă un ciclu nou, poate să fie un ciclu nou cu dumneavoastră sau cu o altă persoană, dar considerând că cred că se gândește mai mult să aleagă cealaltă persoană sau a ales-o deja, însă nu vrea să renunțe nici la dumneavoastră, pentru că și pe dumneavoastră vă iubește. Deci aici este problema. Aici cred că voi mai scoate o carte. Vreau să clarific cu nebunul acela, dar să vedem întâi ce ne spun și bilețelele. Voi scoate unul. Ok. Și haideți să vedem ce ne spune. Nu știu dacă se observă, spune: te visez, să știi. Cu alte cuvinte, da, persoana asta, cum ne indică și treiul de cupe, care are și o latură emoțională, intuitiv, spirituală și bazată pe vise și pe intuiție, conexiune subconștient, putem spune că se gândește, încă vă visează, dar totuși să clarificăm nebunul. Pe cine va alege persoana aceasta? Pe cel care a ales varianta numărul 3 sau o altă persoană din viața ei. Vă rog să-mi spuneți aici acum, cărți de tarot. Mulțumesc! Avem 4 de monede. 4 ne spune că dumneavoastră trebuie să depuneți eforturi constante, dar cumva, nu directe, cumva trebuie să faceți
să construiți o cale ușoară acestei persoane către dumneavoastră. Vedeți, este vorba de acțiuni, lucruri concrete, avem monedele. Trebuie să-i dați senzația că o relație cu dumneavoastră ar fi ușoară. Trebuie să-i arătați că nu sunteți posesiv și gelos sau geloasă, inclusiv dacă mai e vorba de o altă persoană implicată. 4, aceea de monede, ne vorbește totul despre stabilitate, despre faptul că alegerea acestei persoane va aduce stabilitate. Nu e încă sigur. Deci nu e încă sigur pe cine va alege dintre aceste două persoane. Ce e clar e că deși a considerat sau mai consideră dificile lucrurile între dumneavoastră și această persoană, are totuși vise. Însă cred că treiul acela de cupe o indică chiar pe ea, deci cred că este o zodie de apă, soare ascendent în zodie de apă, văd și ceva pământ și ceva foc, am impresia că are o astrogramă foarte zăpăcită, o hartă natală foarte zăpăcită, dacă pot să zic așa, ceva de genul zodie de apă, ascendent în zodie de foc, lună în zodie de pământ sau are planete sau constelația Capricornului destul de bine aspectată în harta ei natală de anumite planete, eventual de Jupiter. Parcă tot nu e foarte clar, dar nu are rost să mai întreb cărțile pentru că nu vor să se arate. Deci nu întotdeauna cărțile se relevă pentru că posibil ca nici dumneavoastră să nu fiți sigur pe persoana asta și dumneavoastră să vi se pare destul de dificil, dar totuși încercați să găsiți o cale să gestionați situația aceasta de trio. Oricum va începe un ciclu nou între voi, asta e clar. Dacă n-ați cunoscut, dar nu, că am întrebat dacă vă iubește. Posibil să o mai revedeți la o anumită petrecere la lucru sau la ziua ei de naștere să vă invite și să trebuie la acela de cum înseamnă și anumite sărbători, celebrare sau să vă întâlniți destul de des în momente de sărbători sfinte sau să vă dați mesaje de sărbători, Paște, zile de naștere, Crăciun, An Nou, lucruri de genul ăsta, ziua numele, poate nebunul, poate semnifica și faptul, vedeți un cățel loial alături, treiul mai înseamnă și prietenie, s-ar putea să vadă doar ca pe un prieten și cu 4 de monede sau chiar un prieten de la care, cu care poate colabora, inclusiv pe anumite proiecte. Iubire este și vă visează, deci, și nu simt că sunt niște vise oarecare, sunt niște vise destul de apăsătoare în sensul în care există erotism, există o anumită tensiune sexuală. Dar cumva e o trecere către ceva stabil. Deci trebuie văzut exact ce. Cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut etalare. Vă aștept și cu mesaje, cu ce doriți dumneavoastră. Puteți comenta mai în josul clipului dacă a rezonat sau nu. Toate cele bune vă doresc. Multă sănătate. Aveți grijă de voi.